Ceea ce vedeți aici, doamnelor și domnilor, este o adevărată groapă de gunoi în mijlocul pădurii. Nu, nu este o groapă special amenajată și autorizată de autorități pentru depozitarea deșeurilor din gospodării sau din apartamente, ci este un loc apărut din cauza indiferenței și nesimțirii unora dintre sălăjeni, care consideră că pădurea nu este nimic altceva decât un loc unde să scape de deșeuri, în loc să le lase în locurile special amenajate. Așa că, atunci când încercăm să ieșim pentru a respira un aer curat, dăm peste așa ceva. Din păcate, astfel de locuri sunt din ce în ce mai multe în pădurile din județul Sălaj.